Am venit aici la voi, am venit aici la voi. Cum era tina la noi, cum era tina la noi. Yeah.
Dacă moșul a stat jos, pot să mă sprijin și eu puțin? Nu-i problemă, da? Dragii mei, pentru că vreau să fie așa, un spectacol de suflet. Un spectacol în care să fim eu cu dumneavoastră, pur și simplu, tete-a-tet, cum s-ar zice. Îmi doresc ca sărbătorile dumneavoastră să fie presărate cu bucurii, cu împlinire sufletească și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că sunteți alături aici în această seară și sperăm, cum spunea și Elena Sima, pe viitor să fim și mai mulți. Mulțumesc, Câmpina! Și zic așa, bună dimineața! Fiu Dumnezeiesc, Fiu Dumnezeiesc.
Brăduțul de Crăciun. Uite, noi avem aici 3 brăduți de Crăciun, a fost și moșul mai devreme. Dar și multă căldură în casă de dumneavoastră, care să fie pline de râsete și de voie bună și de fericire. La mulți ani, Câmpina! Și hai să vedeți cu mine piesa asta. Oh,
se aud cuvintele-tvoi. Ori în aloc frumoasă, lăsă pe Dumnezeu. Ori în aloc frumoasă, lăsă pe Dragii mei, anul acesta am decis să vin în fața dumneavoastră cu acest, sper eu, minunat concert de colinde, atât eu, cât și Elena Sima, în speranța de a vă aduce bucurie, de a vă face mai bun, de a vă duce o alinare în suflete, prin ascultarea acestor cântări, acestor urări. Vreau să-i mulțumesc încă o dată Casei de Cultură și mulțumesc doamnei Livia Rotu, doamna viceprimar. Nu știu dacă este aici, în sală. Este! Sărbuna, vă mulțumesc mult pentru tot ajutorul. Dânsa este un om care ne ajută cu cât un sfat și sper să ne ajutați și să ne susțineți foarte mult în activitatea noastră pentru acești copii care sunt încă acolo, toți în spatele văd. Foarte bine, să stați până la final și copiii și dumneavoastră. Așadar, deschideți ușa creștine și primiți-mă în inimile dumneavoastră. Crăciun fericit, Câmpina! Că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Biflaim am fost, noi la Biflaim am fost. Unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și pe-asta mamă, și-am văzut și pe-asta mamă, pe care Mario cheamă, la mulți ani, mulți ani cu mine. Cu bubla din casă-n casă, cu bubla din casă-n casă, ca pe fiul să-mi se nască, la mulți ani, mulți ani cu mine. Jos și umbla sus, umbla jos și umbla sus, ca să nască pe Iisus, la mulți ani, mulți ani cu mine. Umbla sus și umbla jos, umbla sus și umbla jos, ca să nască pe Hristos, la mulți ani, mulți ani cu mine. Totul lângă-s-i apoi, totul lângă-s-i apoi, un staul vându-i de oi, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii din ce coboară, îngerii din ce coboară, staul vându-i de conjoară, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori-n mână, îngerii cu flori-n mână, împletesc mândră cu nodă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Pe corona ai scris frumos, pe corona ai scris frumos, astăzi s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Hai cu banele pe sus! Pe corona ai scris așa, pe corona ai scris așa, că s-a născut Mesia, la mulți ani, mulți ani cu bine. Ca
La mulți ani, mulți ani, cu bine! La mulți ani, Câmpina! Foarte întâi asta și pe dâns.
Și întâmpinați Sfânta Sărbătoare a Crăciunului cu bucurie în suflet și alături de cei iubiți. Crăciun fericit, Câmpina! Să-i seara de Crăciun.
și cerul cu stele. Ascultă, e vremea plină, hai, tată, nu plânge, e seara cu bună. Maria, sunt și
Mulțumesc, dragii mei! Vreau să-i mulțumesc doamnei mele învățătoare, că este aici lângă mine. Că la orice spectacol, frumoasă. Și pare rău că n-o să pot să ajung eu pe 27. Mi-ar fi plăcut, dar voi fi plecat. Voi fi plecat cu Elena Simon, undeva prin Moldova. Doamne ajută, am mai postat eu pe Facebook acolo. Așa, să ne țină picioarele. Cum ar fi să merg pe jos până acolo, nu? Mulțumesc mult că sunteți alături de mine. Mi-ar fi plăcut să fie aici, dar e foarte greu să mă organizez. Să vină și doamna profesoara mea de canto, Zina Nichita, pentru că este în vârstă. Dar poate, cine știe, la următorul spectacol, în martie, dar discutăm despre asta. Dragii mei, fie că această sărbătoare să vă ducă, așa cum am spus, că sunt urări simple, bucurie, pace, să fiți fericiți alături de cei pe care îi mai aveți lângă voi și anul nou să nu lase nici măcar o dorință neîmplinită pentru fiecare dintre voi. La mulți ani, Câmpina! Într-adevăr
gândeam să-i văd florile cânta. Când trandafirul înflorea, aiul de frunci se păstea asupra trandafirilor. Vă doresc un an mai bun
și cu dragoste creștină să primiți în dar lumină. Zurgălării cu flori de gheață, mult noroc să aveți în viață. Cu plăcere, Cezar! Lumina sfântă venită în ajuns să vă aducă în suflet veșnic Crăciunul. Așadar, creștinilor, noi astăzi să cântăm într-o veselie pentru Domnul.
Mulțumesc frumos! Yeah.
extraordinar de mult, pentru că nu am văzut ușile deschizându-se. Asta înseamnă că n-a plecat nimeni. Mulțumesc frumos că stați! Și pentru că a stat, o să las și mai bun la final, nu-i așa? Evident! Așa este la orice spectacol, dragii mei. Așa că întotdeauna să stați până la final, pentru că artiștii întotdeauna lasă cei mai buni la final. Evident, este logic. Dragii mei, și colinda nu-i mai multă să trăia, și colinda e atâta, cine ascultă, să trăia. De Crăciun eu iarăși vin, linui lin și iarăși lin.
Mulțumesc, dragii mei! Vreau să mai salut și să le mulțumesc din suflet, sper că mai sunt în sală. Avem doi reprezentanți, doi oameni în biserici, nu știu dacă mai sunt. Este părintele de la Măgureni, de la Biserica Satul Vanului. Sper că mai sunteți. Mai sunteți? Și părintele de aici, de la noi, domnul Ptovală, vă mulțumesc dacă sunteți și dumneavoastră și că ne ajutați. Și că ne ajutați așa cum puteți dumneavoastră și că ne-ați ajutat și de Paște. Din marininia credincioșilor, vă mulțumim din suflet. Dragii mei, ușor ne apropiem de final și vreau să vă spun că eu de Crăciun am venit aici, la Câmpina. Nu la Câmpina, da, la Câmpina. Am venit aici, la Câmpina, unde este mama mea, unde... Mulțumesc că sunt în sală. Unde va fi veșnic tatăl meu. Și unde mă întorc, parcă pe sufletul împăcat la acești copii de acolo, din spate, de la Camino Syndrome Down. Weekend, de weekend aproape și ținând legătura cu doamnele de acolo, care sunt și dânsa de acolo, mulțumim frumos că aveți grijă de ei. Pentru că toți încercăm pe cât se poate să le oferim o viață frumoasă și liniștită. Și pentru ei am făcut acest concert. Dar, mai presus de toate, de Crăciun, mă întorc acasă. Tot vreau să-i dai în lume.
vin colindătorii, cum veneau odată de ruinile, să colinde seara asta minunată de ruinile. Dar de gura arsă și sufii lacrimile ruinile, degeaba sânge, prea degeaba lacrimi, le ruinele. Zin colindătorii, cum veneau odată de ruine, prea degeaba sânge, prea degeaba toate.
Emoția a ajuns în inimile dumneavoastră, așa cum ne-am dorit. Mulțumesc! Elena Sima, îți mulțumesc că fac parte din viața ta artistică și sper că e viceversa, nu? Mă gândeam, când el cânta și eu îl ascultam așa, că la Moldova sunt 15 ani de activitate artistică, pe 27, unde vine și el, Elena Sima. Am fost gârcită, pentru că, de fapt, anul viitor, cred, avem 18 ani de când ne știm. Ne-am cunoscut la Școala Populară de Artă, la cursurile de teorie, dacă ți-a dat aminte. Și de fapt, ca 18 ani, deci 18 ani de, știu eu, o relație, o prietenie curată, sinceră și tihnitoare, cum ți-e în seara asta public. Vă mulțumesc tare mult! Îndrăimă mea a fost în public ca o tihnitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragii mei, așa cum spunea Elena, eu voi cânta acest concert și în satele mele natale. Chiar săptămâna viitoare o să merg în Argeș, în satul Humele, de unde sunt eu, și voi cânta acest concert. Și sâmbătă și duminică ne vom vedea aici, aproape de Câmpina, la Măgureni, în satul unde... de unde mi-s bunicii mei, din partea tatălui, și unde și el sălășluiește acolo de sus. Și ne vede. Așa că Doamne ajută să avem voce, Doamne ajută să avem putere. Și un pic mai tare, Maria, ca să am eu, știi tu, am emoții. Și voi fi alături de tine pe 27 decembrie la Jud și îți mulțumesc mult de invitație, pentru că e mare lucru să pot să fiu parte din 15 ani, nu? De activitate. Și pentru că săptămâna viitoare voi cânta și la Măgureni și pentru că tatăl meu este de aici. Și nu știu dacă doamna viceprimară este aici, dar eu vreau să transmit, am zis că mă sfătesc, dar eu vreau să transmit o rugăminte. Cu sfia alături cunoștință și poate că așa va fi, cu propunerea către autoritățile locale de aici, când se va putea ca Ciucă Gheorghe, tatăl meu, să primească un titlu de cetățean de onoare al orașului Câmpina, pentru că a realizat acest deziderat al lui, și al lor câțiva părinți care au pornit, nu doar el singur, și câțiva părinți care au pornit această asociație pentru a oferi o viață mai bună alături de de copii. Și împreună cu mama mea, Ciucă Valeria, președintele asociației, și doamna Vali Proveanu, vicepreședintele asociației, care ne ajută pas de pas, și împreună cu doamnele care, nu în ultimul rând, sunt în linia întâi, în front, de acești copii să le împlinim un vis de a trăi în liniște și pace aici la Căminul Sindrom Down din Câmpina.
Deci vreau să spun că în momentul în care a cântat Adrian, am putut să-l văd pe tăicuțul tău, pentru că mi-aduc aminte și îl voi vedea veșnic în timp și sunt aici, cu câtă căldură, cu câtă implicare și cu cât entuziasm ne primea pe noi artiștii. Făcea lucruri minunate pentru acest centru, pentru comunitatea de aici. Minunat ar fi să facem oamenii care merită, cetățeni de onoare cât trăiesc, să se poată bucura. Dar e bine să-l faceți și după, măcar pentru bucuria celor care au rămas aici. Merită. Singură titlă de cetățean de onoare post-mortem? Atât. Nu cerem altceva, absolut nimic. Și să fie acolo la cămin. Dragii mei, hai să închem așa mai tare, hai să închem mai tare. Și vreau să vă ridicați în picioare și să aplaudați pe copiii aceștia de la cămin. Mai tare, hai, hai Mariana. Mai tare. Să aplaudăm pe acești copii de la cămin, pentru că pentru ei suntem aici în această seară. Așa, deci cred că facem, fiți atenți, cred că va fi și mai frumos. Ce voiam să spun, că bănuții pe care i-ați dat aici, i-ați economisit în medicamente, așa să le spuneți celorlalți, că noi v-am dat medicament sufletesc și nu mai aveți nevoie de tratament alopat, da? Deci bănuții au venit aici, să vină și ceilalți, să alunge medicamentul și să se bucure cu ce putem noi dărui sufletelor dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături. Îmbrățișez și eu micuța lui Adrian și o felicit și să-i dea bunul Dumnezeu multă, multă, multă sănătate. Și vă rog să știți că vor merge la Camino Sindrom Down acolo pentru cele necesare de zi cu zi și mulțumim că ați făcut un gest frumos și dacă vreți, mai este afară, nu-i așa, Luiza? Mai avem afară standul acela? Avem Luiza, da? Standul acela de jucărioare, puteți să cumpărați o jucărioară, pentru că dacă dumneavoastră cumpărați o jucărioară, bănuții tot la centru ajung cu bunăvoința lui Zinuțe. Mulțumim frumos! Doamne ajută și la mulți ani!
nu suntem artiștii amari. O să coborâm dacă vreți să stăm de vorbă, facem o poză, de ce nu? Cu mare drag, cine vrea să rămână, venim lângă dumneavoastră.